Alegerea președintelui Consiliului Județean Mehe Dinți în funcția de președinte al Ligii Aleșilor Locale ai PSD este una justificată în opinia vicepremierului Liviu Dragnea. Acesta a declarat despre președintele Consiliului Județean că este un bun gospodar, lucru dovedit prin investițiile făcute în Mehe Dinți. În primul rând vreau să vă spun că am un respect foarte mare pentru aleșii locali și lângă mine la masă este domnul președinte Adrian Duicu, care a fost recent ales președintele Ligii Aleșilor Locali din PSD, o funcție importantă în partidul nostru, un partid care se sprijină foarte mult pe primar și asta este o dovadă a aprecierii și respectului de care se bucură. Eu sunt foarte, foarte mulțumit că Adrian Duicu, cu bani mulți, a reușit să reabiliteze sau să modernizeze sau să întrețină peste 200 de kilometri de drumuri județene, ceea ce este important. Din 700 și ceva de kilometri de drumuri județene, cred că 720 aveți, sau, dacă nu greșesc, s-au reabilitat și a modernizat sau a preținut cu povară asfaltice peste 200 de kilometri, ceea ce este un lucru foarte bun. 60 și ceva de kilometri sunt reabilitați pe fonduri europene din programul nostru și sunt în derulare și într-o derulare corectă și fără probleme. De asemenea, vreau să-l felicit că a înțeles că sănătatea este una din principalele probleme ale oricărei comunități și un proiect început din 90, maternitatea de aici, și care a fost suspendat ca finanțare până în mulți ani, 20 de ani de zile aproape, a reușit să o ducă la capăt și să fie practic în prag de finalizare. Este aproape gata blocul maternal. De asemenea, este importantă problematica de mediu. Și aici sunt două proiecte importante care sunt generate împreună de domnul președinte Duicu și de primarii din acest județ. Și anume sistemul integrat de management al deșeurilor, un proiect important de peste 20 de milioane de euro, care va face ca acest județ, după ce proiectul va fi finalizat, să fie un județ curat și să nu mai vedem gunoaie la marginea satelor. Și asta înseamnă viață mai curată, deci viață mai sănătoasă. Plus, înseamnă și locuri de muncă. Și alt proiect important, proiectul operatorului regional de apă și canalizare. O veste foarte bună a venit însă și pentru locuitorii municipiului Orșova, oraș care nu fusese cuprins în proiectul de extindere și reabilitare a rețelei de apă canal. Vicepremierul a promis bani pentru ca și aici să fie extinsă rețeaua de apă canal. La Orșova am discutat mai devreme, o să compensăm noi și cu sprijinul ministerului nostru și Orșova va beneficia de același tip de lucrări. Sunt încântat de această întâlnire cu domnul viceprim-ministru și totodată sunt și satisfăcut pentru că poziția dumnealui față de problemele municipiilor și a fost favorabilă și am promisiunea certă că ne va sprijini pentru a introduce apa în cartierul Poiana Stelii. Cu alte cuvinte, județul Mehe Dinți va fi și anul viitor un adevărat șantier, un lucru îmbucurător și care va fi sprijinit în continuare de Guvernul României. Vor fi foarte multe lucrări care se vor derula în Mehe Dinți. Practic, județul ăsta va deveni un șantier. Eu le urez succes.